Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spune de la această oră Mihai Dolinski, meci foarte interesant pe Dan Păltinișanu din Timișoara, acolo unde echipa gazdă ASU Poli o întâlnește pe Rapid. Dacă spuneam, întâlnește o echipă care nu a câștigat, o șansă importantă pentru ASU Poli. Ce ocazie Popovici! Dă peste, însă prima ocazie a fost a lui Alin Ignea. Desfăcută Rapidul, rămân problemele defensive pe care Rapidul le-a arătat pe întreg parcursul acestui campionat. Aici Popovici încearcă să trimită sus, dar nu reușește, însă Ignea are o execuție dezamăgitoare. Mingea recuperată de Timișoara, jumătatea de teren adversă, o minge care ajunge în partea dreaptă spre Denis Radu, trece cu ceva șansă acolo, centrarea e slabă, gol! ASU Poli marchează după o jumătate de oră prin Alin Ignea, dar după o serie de gafe în defensiva Rapidului, centrarea lui Denis Radu în mod normal slabă, dar toți apărătorii Rapidului parcă se feresc de balon. Iată faza, aici Denis Radu trece de Goge și ce luft din partea lui Dandea, o chiflă din partea lui Alexandru Dandea. Iar Voicu nu se aștepta la această eroare din partea lui Dandea. Minge ajunge la Ignea, care plasează perfect balonul. Însă eroarea lui Dandea este imensă. Întoarce pentru Clistei, mai departe, Sefer. Șutul lui Sefer pe lângă poartă. Lui Sefer are 3 goluri marcate în actualul sezon de Liga a doua. Sefer, jucător de picior stâng, care se simte foarte bine în partea dreaptă. Schimbă partea Bogdan Barbu, o face pentru Sefer. Intrare în zonă centrală, Sefer! Ocazie importantă pentru Rapid, cea mai mare ocazie a Rapidului, vine în minutul 52. Acțiunea lui Antonio Sefer, șut cu pământul. Probleme pentru Otto Hindrich, dar portarul departe pentru același Nastos. Bălan, Ioniță, bună idee, Ioniță pentru Bălan! Gol! Rapidul egalează, dar nu se ridică fanionul. Octavian Ursu sărbătorea deja golul într-un stil ala Raheem Sterling. Să vedem dacă e gol validat sau nu, pentru că inițial părea să fie anulată reușita Rapidului. Cred că e gol valabil. Protestează și Scutaru, sunt foarte mulți nervi. Să vedem încă o dată faza, n-am înțeles bine ce decizie se ia aici, nici vorbă de offside și nici aici. Nici aici, pentru că tânărul Denis Radu ține în poziție regulamentară pe Octavian Ursu. Până la urmă, iată exact ce spuneam despre cei doi atacanți ai Rapidului pe teren. În același timp pe teren reușesc să spargă defensiva, cel faultat Adrian Bălan. A fluierat penalt Eduard Ioniță la duelul dintre Adrian Bălan și Otto Hindrich. Adi Bălan, Adrian Bălan restabilește egalitatea. Rapidul, minutul 87, vine golul egalizator și a treia partidă consecutivă în care marchează Adrian Bălan. Nu mai avea mult de rezistat ASU Poli Timișoara. Deja erau 4 jucători ai Timișoarei intrați în careu. Probabil dacă Bălan ar fi ratat, s-ar fi reexecutat lovitura la 11 metri. Scutaru greșește pasa. Nu este offside la Sefer. Ce șansă are Rapidul? Sefer! Gol! Rapidul face 2-1 în minutele de prelungire. Ce partidă, ce final! Cine se mai aștepta la așa ceva după ce Timișoara a condus aproape o oră? Rapidul
trece în avantaj 2-1 și urcă din nou pe prima poziție la egalitate cu Craiova 1948. Dan Alexa nu s-a mulțumit cu rezultatul de egalitate, a vrut să ia toate punctele, a vrut din nou să intre în avantaj. Au rămas mari spații în defensiva timișorenilor. Minge ajunge la Sefer, care are sânge rece și îl învinge pe Otto Hindrich. 2-1 pentru Rapid. 4 minute absolut nebune pe Dan Poltinișanu. De la 1-0 pentru ASU Poli, Rapidul trece în avantaj, face 2-1 și face un pas uriaș pentru promovarea